Casa de Cultură Ineroman din Megidia pregătește o serie de evenimente culturale la care spectatorii sunt așteptați într-un număr cât mai mare. Duminică și luni, cena va fi animată de spectacole diverse. Ziua de 8 aprilie este dedicată în întreaga lume persoanelor de etnie romă, sărbătorite în comunitățile lor cu mare fast. La Mergidia, romii și-au dat întâlnire duminică, începând cu ora 13, la Casa de Cultură în Roman. Duminică 9 aprilie, începând cu orele 13, Casa de Cultură Ine Roman găzduiește un eveniment important, Ziua Internațională a Romilor, Uh, un spectacol uh, unde vom vedea cu siguranță tineri talentați din Megidia și nu numai. Uh, multe surprize în spectacol pentru că uh, această etnie trebuie să-și aniverseze ziua și Casa de Cultură sprijină evenimentul cu tot ce înseamnă uh, eveniment cultural. Seria evenimentelor găzduite de Casa de Cultură Ineroman roman continuă la începutul săptămânii viitoare. Luni 10 aprilie, începând cu ora 19, se va juca piesa de teatru cu titlul Țara care na, parte a proiectului cultural Caravana Teatrului, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Luni 10 aprilie, începând cu ora 19, un eveniment teatral la Casa de Cultură Ineroman. roman Este un proiect cultural. Piesa de teatru se numește Țara în care... Na. Și atunci publicul iubitor de teatru este invitat începând cu orele 19, cum spuneam, să vină la IN-Roman, să avem o sală neîncăpătoare și să ne bucurăm de teatru. Deși evenimentele nu sunt atât de dese la MEGIDIA, ne-am dorit să întâmple acest lucru, s-a întâmplat să avem două evenimente, unul duminică și unul luni, am dorit să fie în fiecare weekend câte o piesă de teatru sau câte un eveniment cultural, numai că încă mai sunt probleme cu spațiile sau cu sălile, dar cu siguranță se va rezolva și, -și acest lucru. Scenariul prezintă povestea a patru frați care primesc drept moștenire o țară din partea tatălui pe care pot să-și o împartă după bunul plac, aspect care dă naștere unor conflicte majore.